să facă ce vor. Aseară vă ieșită din club? Mă distrez. Să facă ce vor. Deschide, tati. Daniela Crudu a revenit la vechile obiceiuri dinainte să se facă fată de casă. Aproape 3 ani a renunțat la nopțile petrecute în cluburi și ciocnitul paharelor sub presiunile lui Mihai Costea, care încerca să o transforme într-o gospodină. După ce a aflat că joacă și în deplasare la alte domnișoare, Crudu l-a pus pe tușă pe fotbalistul de la Steaua. Acum, Cruduța pare că a intrat din nou în cantonamentul nopților pierdute. Vrând parcă să recupereze ce a pierdut în anii de psihăstrie, la cea mai recentă escapadă într-un club din regie, Crudu a fost însoțită nu de unul, ci de 7 bărbați. După multe ore de zbânțuială și turnat în pahare, sosește și nota de plată. Din pură curiozitate, Daniela își aruncă scurt privirea pe suma totală, apoi, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, își vede liniștită de dans, în timp ce însoțitorii fac chetă să acopere contravaloarea sumei. Spectacolul continuă însă și pe scările din fața clubului. Picioarele Cruduței sunt pline de energie și jonglează cu treptele în pași de dans. Unul dintre amicii oferă Danielei sprijinul de care are nevoie, iar ceilalți se țin bine de câte o sticlă culeasă din club. Cum noaptea încă nu s-a terminat, iar Cruduței încă nu i-a dispărut cheful de distracție, bruneta schimbă clubul de fițe cu unul de manele. Unde merge?